Putem începe? Bună ziua, stimați reprezentanți mass media! Bine ați venit astăzi la noi! Așa cum, de fapt, în ultima perioadă am luat o deprindere ca să ieșim la comunicare și un lucru foarte important care ne-a ajutat pe noi toți, fapt pentru care vă mulțumesc și dumneavoastră, că prin intermediul noastră am reușit să transmitem acel mesaj, inclusiv acea muncă a poliției care, de fapt, a fost preluată de societate, acea informație utilă care, în mare parte, a fost respectată, fapt pentru care vă mulțumim dumneavoastră. Pe lângă faptul că astăzi avem sărbătoarea de 9 mai, noi am fost activi în această sărbătoare, care este și Ziua Europei, iar pornind de la ideea că noi ne dorim să avem o poliție europeană aici la noi acasă, am încercat a procesa și a desfășura activitatea noastră într-un stil corect, democrat, care să fie prielnic și spre binele întregii societăți. Vreau să precizez că pe parcursul zilei de astăzi am avut o serie de măsuri pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Astfel, în linii mari, am avut în 50 de localități măsuri, marșuri organizate în contextul sărbătorii de astăzi, de 9 mai, unde au fost total cetățeni la toate marșurile, cu aproximativ 37.000 de cetățeni. La aspectul de nerespectare sau unele încălcări admise în acest proces, vreau să precizez că total poliția a fixat nerespectarea sau încălcarea unor reguli impuse de legislația Republicii Moldova, aici referindu-ne în mare parte la acele simboluri care au fost interzise, total fiind 90 de cazuri sau persoane vizate în astfel de incidente. Din numărul total de 42, deci ca să fie o claritate, au fost înregistrate 42 de materiale, dar unde sunt vizate 90 de persoane. Din totalul acelor materiale înregistrate 42, 38 au fost cu referire la panglica și alte simboluri interzise. Am avut încă două incidente care poliția a reacționat prompt pentru a nu admite careva nereguli în procesul de desfășurare a marșului, care erau niște situații de provocare. Din numărul celor vizați, 90 de persoane care au fost fixate ca nerespectare a procesului, în privința a 24 de persoane deja sunt identificate și se află în procesul de examinare. Totodată, pe parcursul zilei de astăzi, deja au fost întocmite 12 procese verbale în temeiul articolului 365 indexile 5, referindu-ne aici la simbolurile care sunt interzise. Totodată vreau să atrag o atenție mai deosebită și să spun că acele acțiuni de prevenire care ne le-am dorit noi în ultima perioadă și care le-am realizat de comun cu colegii mei, fapt pentru care le mulțumesc foarte mult pentru promptitudine și un caracter destul de devotat procesului nostru de activitate, am constatat și un comportament civilizat, un comportament civic din partea societății, ceea ce este de apreciat și încă o dată în plus se constată că comunicarea în prealabil dă rezultatele așteptate. În mare parte, la aspectul de ordine publică și asigurarea liniștii în societate, acestea au fost pe segmentul zilei de astăzi și în continuare vom fi antrenați în procesul de asigurare a ordinii publice, inclusiv pe segmentul sau pe compartimentul evenimentelor ce urmează să aibă loc parcursul zilei de astăzi, atât delegația oficială, cât și alte manifestații cultural-artistice care se vor desfășura în unele localități de Republica Moldova. De aceea și în continuare îndemnăm cetățenii să respecte legislația Republicii Moldova, să se conformeze acelor cerințe legale care sunt impuse de legislație și să avem o comunicare deschisă dintre poliție și societate. Iar acolo unde se consideră necesar implicarea poliției,
o să îndemnăm cetățenii să nu ezite ca să apeleze la serviciul unic 112 sau la cel mai apropiat polițist care este în atenentul dumnealui. Aceasta era a vă spune. Dacă sunt întrebări, vă rog mult. Câți oameni au participat la marșul din capitală? Estimativ, o cifră estimativă, în jur de 7.000 de persoane. Câte persoane au fost documentate și câte li s-a întocmit proces verbal anume în Chișinău? Și la, aparte la Chișinău și la Comrat, dacă puteți să ne spuneți. În teritoriu avem întocmite 7 procese verbale, în Chișinău avem 5 procese verbale până la moment întocmite. Dar este un proces deja care se va derula. Până la această etapă s-a documentat sau s-a înregistrat procesarea informației care urmează să fie ca probă în procedura contravențională, urmând ca în perioada imediat următoare să se asigure și acest mecanism deja întocmirea procesului verbal corespunzător. Dar din numărul de persoane documentate, câte persoane sunt funcționari publici sau politice? Eu nu am o detaliere, dar vreau să vă spun că inclusiv persoanele cu funcții de răspundere, persoanele demnitate publică, politicieni, nu este o divizare în modul de răspundere și toate persoanele vor fi documentate corespunzător și vor fi pasibile de răspundere contravențională. La fel, în presă este informația precum că de dimineață două grenade au fost descoperite în zona complexului memorial Eternitatea. Vreau să ne spuneți dacă este adevărată informația și dacă poliția a fost sesizată în acest caz. Deci poliția nu a fost sesizată în acest caz. Poliția, activând măsurile sale de prevenire, care sunt firește activității noastre polițienești și care le realizăm de zi cu zi, înaintea organizării acestui marș am realizat o serie de măsuri de prevenire. Astfel, în aceste măsuri de prevenire, într-adevăr, au fost identificate unele obiecte suspecte în adiacentul zonei în cauză, care ați făcut referire dumneavoastră. Aceste obiecte erau inactive, dar fiind suspecte la acea perioadă, poliția a reacționat cu specialiștii săi din domeniul criminalistic, au fost ridicate, se află în proces de examinare și ulterior vom vedea rezultatele acestea. Mi-a spus că au fost înregistrate două incidente, situații de provocare. Puteți să ne spuneți, au fost altercații? Sau... Nu au fost altercații, au fost persoane care încercau să se infiltreze în mulțime, având asupra sa unele, o persoană ouă, alte persoane pietre. Referitor la politicienii care au purtat astăzi public agentul Gheorghe, mulți din ei au spus că în cazul în care vor fi amendați, nu vor plăti amenda. Ce se întâmplă cu oamenii care refuză să plătească amenda? În situația în care o persoană refuză să plătească amenda, este următoarea etapă a unui proces care se realizează. Este executorul judecătoresc care se recurge la următoarea etapă, executarea silită. Alte întrebări, dacă mai sunt, stimați colegi? Eu vă mulțumesc foarte mult și să avem o zi liniștită în continuare cu toții și să ne dorim pace și liniște în continuare. La revedere!